Bun găsit, dragilor! Ei bine, am aflat de ce s-a oprit petrecerea la un moment dat azi noapte. Știți că dintr-o dată s-a oprit muzica și toată lumea s-a adunat în bucătăria fetelor. Pentru o bucată de timp au stat acolo și au fost tăiate toate microfoanele și nu știam ce se întâmplă. Ei bine, după o perioadă au revenit cu toții în living și DJ-ul s-a întors, a repornit muzica. Așa am aflat că era pregătită o surpriză pentru Alex, pentru că este ziua lui și au pregătit o melodie specială, probabil ceva ce-i place lui. Bineînțeles, aveau două sau trei torturi, baloane, tot felul de alte surprize, nu știu dacă erau pregătite de către doamnele din casa Mireasa sau le-a primit de afară de la susținătorii lui, dacă o avea și el susținători. Mă rog, nu știu exact asta, dar ce este sigur e că a fost sărbătorit la miezul nopții sau imediat după miezul nopții și aceasta era de fapt o surpriză pentru el. Așadar, la mulți ani, Alex, să-ți dea Dumnezeu înțelepciune, să-ți bagi mințile în cap și să-ți găsești și tu o fată, dacă asta e ceea ce-ți dorești. Pentru sufletul tău, așa, cu care să te și căsătorești, nu doar de gagică reală, cum vorbiți voi. La mulți ani, Alex!